Știți că se taie pădurile în această perioadă, pentru că acum se taie în februarie-martie, s-au drujbele de peste tot, pentru că nu e așa, pădurea trebuie tăiată, fiindcă ea este bătrână. Stejarii seculari sunt bătrâni, de unde și numele de stejari seculari, ei trebuie rași de pe fața pământului pentru că trebuie să crească alții. În vreo câteva sute de ani, presupun, atunci când probabil că noi nu vom mai fi, că nu mai ai cum să trăiești într-o capitală cea mai poluată din lume, practic, cum este Bucureștiul, și când alegi să fugi cu toată familia la 30 de kilometri și să cumperi un teren mai scump decât altele, tocmai pentru că este lângă pădure, proprietate privată terenul, intravilan, pădurea, proprietatea statului. Dar este în apropierea pădurii, că de-aia dai un ban mai mult, ca să stai lângă pădure. Că știți, Snagovul, comuna, este între un lac foarte scump, unde au numai milionari vile. N-am ce să caut acolo, că n-am ce să caut. Și m-am dus în partea asta, mai lângă pădure, unde am zis să fie liniște. Nu e liniște, pentru că încep drujbele în această perioadă anului. Am sunat, credeți-mă, des jos de la pădurar până la Ocolul Silvic, până la primar, până la poliția locală. Am ajuns la Rom Silva, mai aveam un pic la ministru. Dar m-au asigurat toți că e legal să se taie, deci a zis ce să mai sunt pe ministru, care am înțeles că e și nou pus acum în funcție și o să zică că ăia vechi au tăiat, deci cumva așa. Dar aș face chiar o întrebare către domnul ministru al mediului, apelor și pădurilor. Cât să se mai taie? Că înțeleg că se regenerează, dar când se regenerează atâta pădure tăiată? Că nu plantați nimic în loc. Nimic. Adică un. Să văd că tăiați trei și puneți unul. Nu, nimic. Și noi chiar stăm acolo. Adică se rărește pădurea. Nu vedeam cerul acum 4 ani și acum nu mai vedem niciun copac. Asta e întrebarea. Și vrem doar să știm cu noi cu ce mai trăim. Că pădurea asta mai era un pic din resursa naturală care mai dă oxigen și care mai absorbe din poluare. Nu știu, înțeleg că e legal să se regenereze pădurea, am înțeles. Dar hai să punem, adică când dărâmăm sau tăiem ceva, să punem și ceva în loc. Că așa știți, legal sunt multe, să se dubleze alocațiile, se facă autostrăzi, se facă școli, se facă spitale, legal. Alea nu se fac, mă. Dacă la lege scrie să tăiem pădurea, ea trebuie tăiată. Aici respectăm, nimeni nu face rabat, nimeni nu amână. Se taie. Eu fac un apel, iată, și pe această cale, și pe vlogul meu pe YouTube veți vedea ce a mai rămas din pădure și să-mi spuneți dacă, că nu sunt tehnocrat și nici nu sunt inginer silvic și poate că chiar nu mă pricep și pădurea trebuie tăiată. Mă, dar Tudor Vladimirescu, Ștefan cel Mare, ăștia toți acum câteva sute de ani, cum regenerau pădurea? Că eu cred că ea se regenera singură așa, nu? Mai cădea un copac, mai crește altul. Nu vreau să spun mai multe, vreau să vă spun doar că rămânem fără păduri. Acum, dacă e legal, am înțeles că e legal. Dacă o fi și bine, să ne răspundă domnul ministru, pe care l-aș convoca la o discuție. Altfel, v-am zis, am primit răspuns la Rom Silva, e legal. 5.000 de metri cub pe an trebuie să se taie de la mine de acolo. De la noi de acolo, de la noi de aici. 5.000 de metri cub pe an. Bun. Ne-am lămurit. O să trăim cu butelie de oxigen în spate, ca să avem ce să respirăm. Acum.